Prezentarea din această zi am intitulat-o Sursele cafeinice. O consider foarte importantă pentru fiecare dintre noi și, sincer să vă spun, de foarte mult timp mi-am dorit să susțin această temă. Din start vreau să vă spun faptul că cafeaua este singurul stupefiant nereglementat prin legi de pe pământ. Pentru a fi mai clar, ce înseamnă acela stupefiant? Este o substanță din categoria drogurilor care produce alterări ale funcțiilor psihice. E bine să știți că eu am fost copil precoce, adică la vârsta de 11 ani am renunțat la cafea și la vârsta de 12 ani am renunțat la fumat. Asta sunt eu. Ce gust are cafeaua? Răspuns corect, amar. E bine să știți că dintre toate gusturile pe care le avem noi, noi știm câteva gusturi, poate cu anumită ocazie, voi avea o prezentare, cu am pregătită și pe aceea, gusturile fundamentale și o să vedeți că sunt vreo 12 și nu doar cele pe care le știm noi, dar mă rog, astea se cam știu în general. Gustul amar, dintre toate gusturile, e bine să știți că este un gust de avertizare. Fugi de el, atenție, otravă. Ăsta este gustul amar cu care am fost înzestrați fiecare dintre noi de către Dumnezeu. Noi însă, adesea, ne adormim semnalele pe care ni le dă corpul nostru și astfel ne mirăm că ajungem să ne ruinăm efectiv sănătatea. Rare lucruri pe lumea asta, rare, poate mai găsi și noastră vreo câteva, dar eu am găsit vreo patru, rare lucruri pe lumea acestea, sănătoase, sunt amare. Unul dintre ele, favorit mie, se numește condimentul curcumin, o chestie excepțională pentru sănătate. Ceva măcar la fel de sănătos, dacă nu și mai sănătos, se numește oregano, un alt condiment, frunzele de păpădie, astea le-am găsit eu, și am mai găsit și salvia, un ceai tun anticancer. Asta e părerea noastră. Problema este următoarea. În general, mirosul pe mine de cafea mă face efectiv, instantaneu, să vomit, generându-mi repulsie și dorință de evitare. Cineva din sală a afirmat pelinul, eroare, pelinul rade ficatul. M-ați rugat să vă spun, v-a spus. Asta e, prevenim. Întrebare, cum putem să ne alterăm percepțiile și scara valorilor? Răspuns corect, prin educație, exercițiu, dar și din dorința de a fi ca și ceilalți. Acceptat, integrat într-un anumit grup. Mi-a plăcut o maximă pe care vreau să o inserez în acest context. Maxima spune, ci că voi care v-ați ghidat toată viața, după ce o să zică lumea, până la urmă ce a zis? Tot în această introducere vreau să spun câteva cuvinte despre arborele de cafea. Trebuie să știți că este un membru al familiei Rubiaceae, genul Coffea, cuprinzând aproximativ 60 de specii, dintre care cele mai importante din punct de vedere economic sunt genurile Coffea arabica, care dă aproximativ 75-80% din producția mondială, și Coffea canefora, numită și robusta, cu aproximativ 20% din producția mondială. Arborele de cafea este înrudit botanic cu arborele de cacao, are forma unui con cu ramuri flexibile, rădăcini superficiale. Specia arabica, cea mai răspândită, poate să atingă aproximativ 5-6 metri la vârsta de 6 ani, iar cealaltă, robusta, poate să meargă chiar și la 10-15 metri, însă și una și cealaltă sunt menținute din rațiuni economice pentru productivitate maximă și ușurința culesului la o înălțime de aproximativ 2-2,5, chiar 3 metri. Poate bine să știm că frunzele sunt lucioase, asemănătoare cu cele de dafin, având aproximativ 20 de centimetri lungime. Florile sunt albe, cresc sub formă de ciorchine, emanând un miros puternic de iasomie sau de portocal. Caracteristic la arborele de cafea, se spune că este în permanență, în același arbore, ramuri cu flori, fructe verzi sau coapte, variind de la verde, galben, apoi roșu deschis și purpuriu când fructele sunt coapte. Deci toate acestea se găsesc permanent în cadrul arborei de cafea.
Arborele de cafea crește în regiuni tropicale și subtropicale cu temperaturi medii între 18 și 22 de grade, ploi abundente, iar culturile de cafea care se fac între 1500-2000 de metri sau chiar peste, sunt numite cafeaua de altitudine, specialiștii spunând că au o calitate mult mai bună, aromă mai puternică, fiind și mai apreciate. Se dezvoltă în culturi intercalate cu bananieri, porumb, ricin, care oferă protecție împotriva intemperiilor și umbra necesară în zilele prea călduroase. Efectul boabelor de cafea s-a descoperit în urmă cu 2500, unii zic 3000 de ani. Se povestește că un cioban în zona peninsulei arabice își mâna oile într-o anumită zonă și a observat că oițele sale, scump și dragi, consumând anumite boabe, dintr-o dată par mai jucăușe, mai vesele, mai de nestăpânit și și-a pus el problema cei cu acele boabe, au văzut că n-au efect prea toxic și și-a făcut și el un obicei de a infuza așa ceva și astfel se spune că, așa este legenda, că de aici ar fi plecat acest consum de cafea. Părerea mea personală este mai bine nu se descoperea, dar asta e părerea mea personală, nu dau și la alții. Din peninsula arabică, acest consum de cafea s-a extins practic în toate țările lumii. Cei mai mari producători de cafea din lume sunt Brazilia, o treime din producția mondială, Vietnam, Columbia, Indonezia și Europa. Și Etiopia, scuze. În Europa, cei mai mari producători sunt Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Suedia. Cei mai mari consumatori de cafea din lume sunt ca țară SUA, iar pe cap de locuitor, Finlanda, Norvegia și Olanda. Prețul cafelei este extrem de scăzut, dar majorat crâncen de 75 de ori prin accize, care reprezintă o sursă majoră de venituri la bugetul de stat. E bine să știți că, virgulă, cafeină există nu numai în boabele de cafea, ci există în toate sursele cafeinice. Care sunt sursele cafeinice? Imediat. În fiecare zi, pe planetă, se consumă estimativ 2 miliarde de cești de cafea. 2 miliarde. E mult, e puțin, e colosal. Frecvent se bea o ceașcă de cafea cu o linguriță la ceașcă. Însă atât dimensiunile linguriței, cât și dimensiunile ceștii sunt extrem de variabile. Americanii, de pildă, beau cafeaua cu cana, ceva mai diluată, dar nu cu mult. Maimuțelele, nu știu cine sunt astea, maimuțelele când au văzut că americanii fac o chestie, hop și ele, s-au apucat să bea și ele cafeaua tot cu cana. Când americanii au folosit un anumit tip de telefon și prost, și scump, și iradiant, maimuțelele au luat și ele acel telefon cu aceleași caracteristici. Asta e situația. E bine să știți, fostul meu diriginte consuma 3 căni de cafea pe zi, dar la fiecare cană cu 3 lingurițe la ceașcă. Iar în facultate, recordul pe care l-am întâlnit, până atunci n-am mai întâlnit și nici de atunci încolo, am avut o colegă, o am și acum în viață, colegă care consumea tot 3 cești de cafea la zi cu 5 lingurițe la ceașcă. Deci, fiecare consumă 3 cești, dar cu câte lingurițe și cam cât e lingurița. Extrem de variabil. Circulă o expresie care spune că cafeaua trebuie să o savurezi. Dar întreb eu, ce pot să savurez la o poșircă anostă, neagră și amară? Ce pot să savurez? Chiar refuzăm să gândim? Bineînțeles. Dar la ce ne folosește să gândim? Această expresie, nu o să uit câte zile o să am, această expresie, dar la ce ne folosește să gândim, culme ironiei, a fost rostită de către un medic primar. Răspunsul meu a venit prompt și am spus, riscăm să fim periculoși pentru societate. Nu-i așa? Câte reclame există care promovează cafeaua, iar toate acestea sunt numai bune de spălat pe creier. Câteva expresii foarte bine cunoscute. Hai să ne vedem în oraș ca să stăm la o cafea. Întreb eu, dar la un suc natural nu putem sta? Treci pe la mine să bem o cafea. Ceaiul de la ora 5. Eu, copil nevinovat, fiind până acum vreo
15 ani, când auzeam de ceaiul de la ora 5, practică, tradiție, mai ales în Anglia, ziceam că este ceai de mentă, ceai de tei, ceai de mușețel. Ce bag bun! Nu. Este ceai cafeinic. Este ceai englezesc, ceai negru, ceai cafeinic. O ia herțul de nu se poate. Acela este ceaiul de la ora 5. Mai circulă expresie, ci că beau cafea pentru ca să mă trezesc dimineața. Dar întreb eu, ce altceva bun îți mai face această cafea? Nimic. Ba din contră, cum vom vedea astăzi, există alternative sănătoase pentru trezit dimineața. Există factori puternici, naturali, energizanți, numai bun de a ne da putere, dar fără nici un efect advers, ba din contră, numai cu efecte benefice. În timp ce îmi pregăteam eu această prezentare, mi-a venit pe WhatsApp o maximă pe care nu pot să noi inser aici, ci că un, ghilimele, înțelept a spus, nu beau cafea ca să mă trezesc, ci mă trezesc ca să beau cafea. Mi-a plăcut foarte mult această expresie a unui, ghilimele, înțelept. Există substanțe înrudite cu cafeina. Cafeină sau cofeină sunt același lucru. Deci sunt substanțe sinonime. Cafeina există în toate sursele cafeinice. Ca de pildă, cacao, cafea, ceai verde, ceai negru, ceai alb, ceai roșu, ceai englezesc, băuturi energizante, cola, guarana și mai este una care se numește ceaiul de hibiscus. Acestea sunt sursele cafeinice. Deci cafeina. O altă rudă a sa, sursele se numesc, rudele se numesc baze laxantice. A doua este teobromina. Asta există în cacao. A treia se numește aminofilina, se utilizează în tratarea astmului bronșic, mai ales sub formă de fiole, dar și sub formă de pastile. Următoarea surată se numește teofilina, se utilizează și ea în tratarea astmului bronșic, mai ales sub formă de pastile. În urmă cu vreo 20 și ceva de ani, mi-am dat primul examen de medic specialist. La examen, doamna profesor, era cât pe ce să dau numele, dar am fost avertizat să nu mai citez nume, doamna profesor de la Iași mă întreabă, domn doctor, care sunt efectele teofilinei, care sunt efectele nu știu ce, văzând că nu mă prinde cu nimic, și că, domn doctor, ce a spus congresul de la Stockholm referitor la teofilină? Când am auzit de congresul de la Stockholm, mi s-a întunecat, pentru că nu era trecut în absolut niciun material bibliografic, dar doamna profesor, bineînțeles, dorind să ăsta prea le știe pe toate, hai să le rezolv. Și că, domn doctor, are și efect de fluidizare a secrețiilor bronșice. Bine, doamna profesor, în gândul meu, dar la examen m-am păstrat. O altă surată se numește proxifilina, o altă surată se numește pentoxifilina. Pentoxifilina este folosită la anumite persoane pentru a desface vasele, mai ales în periferie. Și ultima se numește heteroxantina. Și acum, după această introducere nu deosebit de lungă, hai să intrăm practic în mezul problemei. Așadar, cafeina, drogul legal al zilelor noastre. Consider extrem de oportună inserarea unor date despre efectele uneia dintre cele mai răspândite și periculoase droguri legale, cafeina. Cine aude cuvântul de cafeină, imediat se gândește la cafea. Însă vom vedea că mai sunt și alte surse cafeinice. Concret, o ceașcă de cafea cu o linguriță la ceașcă, dar am zis, este extrem de variabilă lingurița, conține între 70 și 140 de miligrame de cafeină. 70-140, în medie 100. O ceașcă de ceai verde conține între 50 și 100 miligrame cafeine. Atenție foarte mare la manipulare. Sunt persoane și printre noi doctorii care au o plăcere deosebită de a manipula pe toți cei care îi întâlnesc în cale. Drept pentru care una dintre manipulările extrem de răspândite este consumați ceai verde care are nivel antioxidant mare. Greșit. Dacă vreți să știți, ceaiul verde are 43, să ținem minte ușor, unități ORAC, nivel antioxidant, atenție mare, per 100 de grame produs. Întrebare, la o ceașcă de ceai verde, câte sute de grame de frunze punem? Pentru comparație,
4.343, am zis per 100 de grame produs, este ceai verde. 91.500, deci vă dați seama de un 20 de ori, este pudra de roșcove sau carobu. 301.000 este cuișoarele, practic condimentul cu de departe cel mai înalt nivel antioxidant. 267 este scorțișoara, curcuma este undeva pe la un 157, 200.000 este oregano, ceaiul verde, cât am zis, 43, repet, per 100 de grame produs. Câte sute de grame de ceai verde punem la o ceașcă? Punem 3 frunzulițe, care au nivel antioxidant, apă de ploaie. O ciocolată de 100 de grame cu 30% cacao conține 60 de miligrame cafeină. O ciocolată tot de 100 de grame cu 75-80% cacao sau ciocolata neagră conține de data asta 220 de miligrame cafeină. Deci, practic, bate ceașca de cafea cu brio. Boabele de cafea, e bine să știți, conțin între 0,25 și 1% din toată masa lor cafeină. Repet, boabele de cafea, 0,25-1%. Boabele de guarana, poate ați auzit, poate n-ați auzit, auziți acum, conțin între 4 și 8% cafeină din toată masa lor. Cafeaua are un timp de înjumătățire de 5-7 ore. De ce vă spun asta? Pentru că la final vom vorbi puțin și de o altă cafeinică, de departe cea mai periculoasă întâlnită. Dar doar câteva cuvinte la final. Și acum, care sunt sursele cafeinice? V-am spus, ceai verde, ceai negru, ceai englezesc, ceai alb, ceai roșu, băuturi energizante, cola, dar atenție foarte mare la guarana și atenție foarte mare la cacao. Cafeluța de dimineață. Eu o consider o eroare monumentală care, în loc să fie descurajată de către corpul medical, este, din contră, încurajată. Că tot veni vorba. Știați că până la 1955, nu mă credeți, căutați pe net și mai ales pe YouTube, știați că până la 1955 ieșau public, ghilimele, doctori, care spuneau că fumatul nu prezintă efecte adverse sau nu este dăunător pentru sănătate? Nu credeți? Căutați! E posibil să mai treacă niște ani, e posibil să mai treacă niște decenii, până când același lucru se va spune și despre sursele cafeinice. Momentan, din păcate, foarte mulți doctori încurajează și nu descurajează consumul de cafeinice. Vreau să vă atrag atenția că dimineața corpul nostru este deshidratat. Consumând cafea, aceasta generează un risc major de a face cheaguri în gambe și în bazin, inima să le aspire și să le trimită în plămâni, creier și risc major de embolie. Excursiile cu autocarul de peste 4 ore, excursiile cu mașina de peste 4 ore, zborurile cu avionul de peste 4 ore, în care o persoană stă aproape complet nemișcată în scaun, iar în timpul acestora sau după consumă cafea, risc major de a face cheaguri încă 3 săptămâni după acea excursie cu autocarul, avionul, mașina, etc. Atenție foarte mare ceea ce faceți după acele excursii. Ar fi bine să fiți bine anticoagulați și în perioada respectivă, mă refer anticoagulați natural, și mai ales după acele excursii să fiți anticoagulați tot natural, ca să nu riscați încă 3 săptămâni de la acea excursie să faceți cheaguri. Cumnată mea este medic primar anestezie-terapie intensivă, medic primar ATI se spune, și sunt situații când are și câte 8 gărzi pe lună. Și ce să vezi, cumnată mea nu bea cafea. Oare cum poate? Și atenție mare, gărzile ei sunt gărzi de ATI și nu gărzi de dermatologie. Iar un pensionar nu poate fără cafea. Mai să fie. Cum vine asta? China, de curând, a interzis pe teritoriul său o anumită băutură cola, care este și pe la
maimuțele, nu știu cine s-a dat, așa am zis eu, pe la maimuțele, și-a clasificat-o ca material de curățenie, mai ales pentru țevi, dar și pentru suprafețe. Sună bine, nu? Și acum, care sunt efectele cafeinei asupra organismului nostru? Le-am sistematizat pe țesuturi și organe. 1. Cap și creier. Cafeina scade fluxul sangvin cerebral, dar mai ales la nivelul lobului frontal, cu până la 40%, în funcție de cantitatea ingerată, generând astfel dureri de cap, uneori crâncene, mai ales la sevraj. Este un efect foarte grav, care va aduce în ani, luni de zile, daune masive, cum am zis, pe termen scurt sau termen lung. Cafeina este un puternic excitant cerebral, crește cantitatea de pigment de uzură în creier, la nivelul celulelor nervoase, grăbește moartea celulelor nervoase, scoate calciu din creier, fiind cauză de bază de generat depresii și insomnii severe. Este un drog care dă dependență. Este puternic excitant cortical. Un prieten de-a meu are o afirmație foarte frumoasă pe care vreau să o inser aici. Domnia sa spune, cafeaua este un bici pe un cal care stă să cadă de oboseală. Poate ar fi bine să reținem această expresie. Total adevărată. La nivel de creier, trebuie să știți, există un echilibru perfect între mediatorii excitatori, reprezentați în primul rând de acetilcolină, și cei inhibitori, reprezentați în primul rând de către adenozină. Apariția cafeinei la nivelul creierului destabilizează acest echilibru în sensul excitației corticale. Pentru a restabili echilibrul alterat, creierul în cel mai scurt timp începe să producă adenozină în cantități foarte mari, creând astfel un efect de frână. Consumul de cafeinice va determina automat și în scurt timp și o doză foarte mare de adenozină la nivelul creierului. În momentul în care o persoană dependentă de cafeinice oprește acest aport de cafeină sau acest viciu, cel puțin pentru una, două, niciodată peste 3 săptămâni, cantitățile foarte mari de adenozină din creier vor genera apatie, lipsă de chef, dureri de cap, imposibilitate de concentrare, scăderea toleranței fizice și psihice, deficit de memorie, uneori chiar hipersomnie, adică dormi și nu te mai trezești. După cel mult 3 săptămâni de oprire a consumului de cafeinice, nivelul de adenozină începe să scadă, iar echilibrul dintre excitație și inhibiție se restabilește în creier la vechiul echilibru. Cafeina blochează în creier producția moleculelor de plăcere, funcționând ea ca mediator fals al creierului. Crește foarte mult frecvența migrenelor. Se reduce drastic durata somnului în general și cea a somnului cu vise în special, care este practic cel mai reconfortant somn pe care noi putem să-l avem. Generează astfel un somn neodihnitor, superficial, un deficit major de reparație în creierul nostru, dar și în întregul organism. Scade producția de melatonină în creier. Ce înseamnă asta? Ne uzăm și îmbătrânim în ritm accelerat. Reprezintă un factor de ruginire și de oxidare, noi în termen medical spunem factor prooxidant major. Produce dependent de doză, iritabilitate, nervozitate, neliniște, insomnie, coșmaruri. Scade semnificativ precizia mișcărilor fine, tot dependent de doză și poate determina chiar și tremurături ale extremităților. În acest sens se recomandă ca persoanele care execută mișcări fine, violoniști, ceasornicari, chirurgi, mai sunt și altele, era să zic lunetiști, n-am zis, așa? Este de preferat să nu consume surse cafeinice, pentru că în acel moment precizia mișcărilor fine va fi mult diminuată și astfel aceste activități ale acestor persoane vor avea mari, mari probleme. Cafeina afectează lobul frontal al creierului.
Lobul frontal al creierului este aproape cel mai important lob al creierului, este lobul discernământului, al voinței, al acțiunii, standardul bine-rău. Astfel, cafeina generează dependență și nu mai ai capacitatea de a spune nu. Poate să fiu taxat pentru ceea ce spun în continuare, dar trebuie să fac. E bine să știți că omul este singura specie din tot regnul animal care are capacitatea de a spune nu. Când omul nu mai spune nu, iar în termen medical se spune yes man, poate fi orice altceva, dar nu om. De asemenea, e bine să știți că spusul de da, obediența extremă, spiritul slugarnic, lingușereala, se învață prin exercițiu repetat. Dar și spusul de nu și opoziția la lucrurile periculoase sau grave și acestea se învață prin exersare, căci altfel se atrofiază. Nu e așa că iar vă învăț lucruri periculoase? Aparatul cardiovascular. Cafeina, la nivel de inimă, crește frecvența cardiacă, munca și consumul de oxigen al inimii, dar nu în aceeași măsură și fluxul cardiac. Apare astfel un dezechilibru între necesarul de oxigen și furnizarea de oxigen a inimii cu un efect aritmogen, adică inima începe să bată neregulat. Cu atât mai periculos, cu cât persoana care consumă cafeinice este mai în vârstă, are greutatea depășită, este mai înfundată la vase și folosește o doză mare de surse cafeinice. Generează hipertensiune arterială prin alterarea profilului lipidic, creșterea hormonilor de stres, strângerea vaselor din periferie, noi zicem vazoconstricție, creșterea frecvenței cardiace, pierderea calciului și generarea de homocisteină. Crește colesterolul, crește homocisteina, alterează profilul lipidic și astfel înfundă vasele de sânge. Dilată inima. Acesta este un efect extrem de periculos. Acest lucru îl mai fac cocaina, alcoolul, diabetul și cardiopatia ischemică. Ce înseamnă o substanță care dilată inima? Foarte simplu și intuitiv. În sala în care suntem noi acum, vedem la ieșire niște uși. Ușile respective se închid. Cum se închid? Răspuns corect? Perfect! Să presupunem, așa ceva nu s-a întâmplat vreodată, dar să presupunem că sala noastră s-ar dilata. Normal că s-ar dilata și ușile. E, s-ar mai închide ușile respective? Nu. E, același lucru se întâmplă în cadrul inimii. Inima are niște uși care se numesc valve. E, în momentul în care inima se dilată, valvele încep să nu se mai închidă, inima este forțată și inima poate să cedeze în insuficiență cardiacă. E, uite că unul din factorii care pot să genereze dilatare cardiacă este cafeina. Doctorul spune, ai tensiunea prea mică? Mai bea și matale câte o cafea. Întreb și eu, domn doctor, ești bine cu căpuțul? Sigur ești bine dacă dai asemenea indicații? Vreau să vă atrag atenția că de vreo câțiva ani circulă o declarație oficială a Organizației Mondiale a Sănătății. Ce spune Organizația Mondială a Sănătății? Atunci când tensiunea arterială este sub 120/70 și este tolerată, ce înseamnă asta? Când te ridici din pat, nu se întunecă imaginea, nu amețești sau alte lucruri, acea tensiune se numește optimă. Eu am tensiune obișnuit 90/50. Garantez că acum o am mai mare, pentru că sunt în fața dumneavoastră, am această prezentare și poate știți, poate nu știți, prezentarea publică a unor teme, pot să fie de sănătate sau de orice, după frica de moarte, este a doua, cea mai stresantă activitate. E. Obișnuit, eu am tensiunea 90/50. Soția mea are 80/50. Dacă o prinde salvarea pe stradă, o saltă, îi pun o perfuzie, dar nu, trebuie să o lase în pace, pentru că această tensiune este tolerată. Doar dacă nu este tolerată, se crește consumul de apă și se crește consumul de sare.
Dar cu cât este tensiunea sub 120/70 și este tolerată, tensiunea se numește optimă și nu mică. Am vrut neapărat să știți acest lucru. Al treilea efect pe metabolism și nutriție al cafeinicilor. Constituie un factor major stresor datorită eliberării de molecule de stres în sânge, adrenalină, noradrenalină, cortizol. E bine să știți că adrenalina reprezintă hormonul îmbătrânirii. Sună bine, nu? Toate cafeinicile cresc producția de adrenalină în corp, ne îmbătrânesc, ne uzează, ne oxidează în ritm accelerat. Reciproc, sucurile de fructe și legume conțin melatonină sau hormonul tinereții. Vreau să invit pe cât mai mulți din auditoriu la o cafea ca să îmbătrânească și să se uzeze în ritm accelerat. Dacă le spun aceasta, va mai veni cineva cu mine la o cafea? Răspuns corect, nu. Din câte v-am spus chiar de la început, eu am renunțat la cafea la 11 ani. Ce am zis? Am fost copil precoce. Deci nu o să invit pe nimeni la o cafea. La un suc natural? Da. Cafeina crește frecvența obezității pe frontul stimulării descărcării hormonilor de stres. Te poate face să mănânci necontrolat prin supraproducție de acid gastric, prin scăderea de glicemie, apare astfel și senzația de foame, și printr-o apariția unui hormon care se numește grelina, un hormon descoperit mai recent. Toate sursele cafeinice acidifică corpul. Dacă acidifică corpul, determină pierderi masive de calciu și zinc din corpul nostru, cu toate efectele care decurg de aici. Determină creșterea în sânge a celui mai puternic înfundător de vase cunoscut. Noi, doctorii, vă speriem de multe ori aiurea, noi, doctorii, vă speriem pe bune de colesterol. Dacă colesterolul, conform noilor reglementări, este peste 190 mg per 100 de gram, pe 100 de mililitri sânge, în momentul acela există risc de înfundare vasculară. Deci colesterolul, un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Ei bine, dragii mei, homocisteina este de 11 ori mai periculoasă pentru vasele de sânge comparativ cu colesterolul, dar nu doar atât, și scoate calciu din oase, colesterolul nu face asta, și determină și formarea de cheaguri în vasele de sânge. Ori de câte ori vă trimite medicul de familie sau din proprie inițiativă, vreți să vă determinați dumneavoastră la un laborator colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, trigliceridele, practic analizele de metabolism, indicația și rugămintea și apelul pe care îl fac la dumneavoastră este faceți-vă de fiecare dată și această substanță homocisteina. Normal, homocisteina trebuie să fie sub 10. Cu cât mai jos, cu atât mai bine. Între 10 și 12 nasol, iar peste 12 catastrofă. În urmă cu vreo 3 luni, avem la mine un pacient cu homocisteina 27. Asta e, se întâmplă. Homocisteina, repet, factor major de înfundat vasele de sânge. Ce mai face cafeina? Forțează pancreasul să producă foarte multă insulină, generând șocuri pancreatice, insulinice, destabilizează nivelul glicemic, iar în timp este și cauză de diabet zaharat. Lovește direct în pancreas prin colesterol și homocisteină, asta indirect și direct prin ea însăși. Este un eliminator notoriu de calciu, cupru, mangan, magneziu, zinc. Toate aceste 5 elemente sunt elemente de forță anticancer, dar și vitamine hidrosolubile. Astea sunt vitamina C și toate vitaminele B. Este o cauză de bază de generat osteoporoză, dar și carii dentare. Dă tulburări de creștere și de dezvoltare la copii. Vreau să le atrag atenția doamnelor care sunt la menopauză, consumul de cafeinice, repet, cacao, cafea, ceai verde, ceai negru, ceai englezesc, băuturi energizante, cola, guarana, ceai de hibiscus, repet, consumul de cafeinice la doamne accentuează bufeurile de căldură.
Ce sunt bufeurile de căldură după menopauză? Ieșire masivă de calciu din oase. E, acest fenomen trebuie să înceteze cu cât mai repede, cu atât mai bine, iar dacă nu încetează, vă adresați urgent unui doctor. În 10 ani după menopauză, o doamnă poate să piardă chiar o treime din capitalul calcic osos. Deci, atenție, cine are bufeuri de căldură, nu arăt cu degetul, Doamne ferește, doar fac un apel, se adresează urgent unui doctor pentru a intra în tratament, că dacă nu, va avea probleme foarte serioase cu calciu și nu numai, cu toate efectele care decurg de aici. Cafeina potențează efectele alcoolului etilic, practic se potențează reciproc. Crește riscul obezității. Hai să vă spun una faină de tot. Eu acasă am aparat de vâslit. Practic am două. Unul acum e stricat, sper să reușesc să-l și repar. Eu, Călin Mărginean, trag la aparatul meu de vâslit 36 de minute, decurg toate apele de pe mine, iar după 36 de minute îmi arată aparatul meu că am ars 600 de calorii. De ce v-am spus 600 de calorii? Pentru că o ciocolată de 100 de grame furnizează corpului nostru între 550 și 605 calorii. 600. Întrebare. În cât timp credeți că eu, nu altul, eu, pot să mănânc o ciocolată de 100 de grame? Răspuns corect, 1, maxim 2 minute. În cât timp am ars 600 de calorii? Aha, 36, așa. Vă pun a doua întrebare. Și stați că mai urmează niște întrebări. A doua întrebare. În cât timp credeți că mai pot mânca o ciocolată de 100 de grame după aia prima? Alte? 1, 2 minute. Și ultima întrebare. În cât timp credeți că mai pot băga un 36 de minute din ăla la aparatul de vâslit? La condiția mea fizică actuală, după minim 2 ore. Puteți să realizați disproporția crâncenă între ce se consumă prin ardere și ce apare prin aport? Deci, consumul de ciocolată, sursă cafeinică, poate de asemenea să genereze depășire crâncenă a greutății corporale. Țineam o serie de prezentări de sănătate la Galați, am avut într-una dintre serii și o temă despre greutatea depășită, am discutat tangențial și despre consumul de cacao, ciocolată și celelalte, iar o doamnă îmi spune la sfârșitul prezentărilor, domn doctor, eu sunt fică de cofetar. Domn doctor, eu consumam, până la a venit la prezentările dumneavoastră, consumam 5 ciocolate în fiecare zi. E, de când vin la dumneavoastră, am lăsat la una. Și am zis, doamnă scumpă, dacă ai putea renunța și la aia una, ar fi un beneficiu notabil pentru sănătatea dumneavoastră. Nu m-am mai întâlnit cu doamna, nu știu ce s-a întâmplat, oricum doamna, țin minte până mor, avea 1,86 m și greutatea semnificativ depășită. Deci vă dați seama, 5 ciocolate, aia înseamnă lejer 2500, dacă nu 3000 de calorii, băgate numai prin asta în corpul domniei sale. Mergem mai departe. Vreți să aveți copii cât mai mici și cât mai inabili din punct de vedere psihic, ca să mă exprim elegant și nu direct, dați-le surse cafeinice, dar mai ales ciocolată. Și acum trebuie să vă explic ceva foarte frumos, pildă absolut reală, trăită de soția mea. În urmă cu vreo 20 de ani, poate chiar mai bine, soția mea și cu mine lucram într-o localitate lângă Galați. La 40 de kilometri de Galați. Băgam navetă zilnic 40 cu 40, plus 3 cu 3, era la rupere. Numai cine a fost navetist știe ce înseamnă naveta. Eu nu eram în ziua respectivă la serviciu, soția mea a fost la serviciu și vine la soția mea o doamnă care era profesoară la școala din localitate. Și începe să se destănuiască soției mele și să spună, doamna doctor, copilul meu nu mai stă locului, copilul meu, eu s-a scăzut nota la purtare, copilul meu bate tot ce prinde, trage fetițele de codiță, n-are stare, unde îl pui, nu poate să stă, profesorul disperat, nu mai știu ce să fac cu el. Întrebare directă din partea soției mele. Doamnă scumpă,
Cum stă copilul matale cu ciocolata? Cum stă cu sursele cafeinice, gen cola, gen așa ceva? Păi, doamna doctor, păi bagă el de nu se poate. Da, profesor, există o singură soluție și o singură variantă viabilă. Oprești aceste surse cafeinice, ale mai da fiului matale. Păi, doamna doctor, cum să opresc așa ceva? Că ăsta s-aruncă, sparge. Doamna profesor, eu ți-am spus ce să faci. Dacă faci bine, nu o să faci, îi fiu matare, nu-i fiu meu. Pleacă doamna profesoară, cam uitându-se strâm la nevastă mea, fiind medici de familie, consultam 50, 60, unor și peste pacienți la zi, s-a șters din mintea soției mele, nu trec poate nici o lună de la acest moment, revine doamna profesoară la nevastă mea. Doamna doctor, minune! Nevastă mea, dar ce s-a întâmplat? Știți că am venit la dumneavoastră, că am fiul care bate, lovește, trage, da, doamnă, mi-aduc aminte, bun. Doamnă doctor, am făcut exact cum mi-ai spus matale. Am oprit sursele cafeinice la fiul meu. Ce credeți că s-a întâmplat? Nevastă mea și imagina. Doamnă doctor, prima zi, jale. Am crezut că rupe. A doua zi, catastrofă. Am crezut că se dă cu capul de pereți. Doamnă doctor, din a treia zi, mielușel! Doamna doctor, învață mai bine. M-or chema la școală! De regulă te cheamă la școală când copilul face o boacără. Nu! O chemat-o la școală? Ce s-a întâmplat? Era exemplu cu notă scăzută la purtare, cu probleme, nu știu ce? Doamna doctor, îi cu minte! Doamna doctor, îi ascultător! Păi așa și trebuie. Doamna doctor, am venit să vă mulțumesc. Deci, atenție foarte mare, consumul de cafeinice, dar mai ales ciocolată și băuturi energizante, respectiv cola la copii, poate să-i bage în priză, poate să-i biciuiască de nu se poate și asta este biciuirea pe dinăuntru. Deci, atenție foarte mare la acest lucru. Dimineața, o bună parte dintre noi bem o cafea, dacă se poate și pe stomacul gol, uneori și o țigară, și plecăm în fugă la serviciu. Asta reprezintă o gravă eroare pentru sănătate. Masa de dimineață trebuie să fie cea mai consistentă masă a zilei. Unii doctori îi spun, prin manipulare, micul dejun. Eroare gravă pentru sănătate. Deci masa de dimineață trebuie să fie marele dejun și nu doar o cafeluță de dimineață și după aia plec nemâncat la serviciu. Cafeaua fără zahăr, trebuie să știți, este una dintre rarele lucruri cu zero calorii. Mie îmi place să spun, apa, aerul și fraierul nu conțin calorii. Dacă vă interesează, apa, zero calorii, cafeaua fără zahăr, zero calorii, ceaiul fără zahăr, zero calorii și tărâțele de cereale, zero calorii. Sunt doar patru pe lumea asta care sunt efectiv cu zero calorii. Mergem mai departe. Aparatul respirator. Cafeaua și cafeinicele funcționează ca bronhodilatator și fluidifiant al secrețiilor bronșice. Desface căile aeriene mai mult decât ar fi cazul și permite intrarea de aer nefiltrat cu microbi, poluanți atmosferici, alergizanți în plămâni, generând astfel un risc important de infecții respiratorii de toate felurile. Cauză majoră de generat asp bronșic. Nu știu, în alte facultăți, la muzică, la teologie, se învață lucruri bune, se învață lucruri rele, nu-i problema mea. Eu spun la medicină, cel puțin cât am fost eu student, ni s-a repetat lucrul acesta până efectiv pe nas ne-a ieșit. Un lucru fantastic. Dacă dumneavoastră l-ați și nota, sau măcar l-ați reține, și lucrul acesta l-ați pune pancardă în bucătărie, lucrul acesta ar fi un beneficiu teribil pentru sănătatea dumneavoastră. Ce ni s-a spus nouă, repetat, 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 deși noaptea în somn, acum îl visez. Notați, tot ce se prăjește este cancerigen, virgulă, se regăsește pe vasele noastre de sânge, înfundându-le în 10 de minute, și este sensibilizant respirator. Mai pe românește, risc de astm bronșic.
Deci, tot ce se prăjește este cancerigen, virgulă, se regăsește pe vasele noastre de sânge înfundându-le în 10 de minute și este sensibilizant respirator. Când a zis tot ce se prăjește, mare atenție că aici intră și pâinea prăjită și ceapa prăjită. Deci când a zis tot ce se prăjește, atunci e tot ce se prăjește, este cancerigen. Un astmatic care mai consumă surse cafeinice, dar mai ales cacao-ciocolată, este un dezastru pentru sănătatea sa. Dar un astmatic care mai consumă lactate, de orice fel, s-a dus pe copcă. Lactatele sunt și mai periculoase pentru o persoană astmatică. Poate e bine să vă spun, lactatele sunt cel mai puternic factor de generat secreții în cavitățile corpului și mai ales în plămâni. Dintre toate produsele de origine animală, de departe cele mai periculoase sunt lactatele, apoi ouăle, apoi carnea și apoi peștele. Asta este ordinea. Domn doctor, nu mai mănânc carne de 6 ani. Felicitări, rota 6. Lactatele sunt cele mai periculoase, apoi ouăle, apoi carnea și apoi peștele. Atenție mare la acest lucru. Vreau să întreb, oare câți dintre colegii mei doctori atrag atenția la un astmatic, stop ciocolată, stop lactate? Dacă un astmatic doar aceste două lucruri le face, va avea niște beneficii fantastice pentru sănătate. Într-adevăr, dacă un astmatic vrea să se vindece de astm, trebuie să facă aceste două lucruri, dar sunt încă foarte multe lucruri care trebuie să le facă. Atrag atenția, astmul bronșic se vindecă și nu se tratează. Mergem mai departe. Aparat digestiv. Generează o puternică secreție salivară toate sursele cafeinice. Generând o puternică secreție salivară și forțând secreția salivară, în timp secreția salivară va scădea semnificativ și gura va fi tot mai uscată, atenție mare, secreția salivară este factor major de protecție anticarie. Mergem mai departe. Stimulează secreția gastrică acidă, cu risc de a face gastrită și chiar ulcer gastrododenal. Gustul amar, cafea amară, generează reflex o producție semnificativă de acid gastric. Toate cafeinicele relaxează mușchiul cardial. Vreau să faceți diferență între mușchiul cardial, care este între stomac și esofag, și mușchiul cardiac, care este inima. Deci, relaxând mușchiul cardial, practic, alimentele, în loc să meargă în jos spre intestin din stomac, încep să reflueze în sus și să genereze boală de reflux gastroesofagian cu riscuri majore pentru sănătatea esofagului. Stomacul este protejat de atacul acid al stomacului, în vreme ce esofagul nu este protejat și astfel pot apărea răni pe esofag. Dacă erau pe stomac, spuneam gastrită, ulcer, răni pot apărea și pe esofag, pot apărea cicatrici retractile, pot apărea stricturi sau chiar cancer esofagian. Mai departe, ce mai fac sursele cafeinice? Accelerează peristaltica intestinală. Asta înseamnă crește tranzitul intestinal, iar unii susțin că ei consumă cafeinice premeditat ca să scape de constipație. Greșit! Dacă vrei să scapi de constipație, trebuie să ai o alimentație sănătoasă, trebuie să consumi lichide în cantitate optimă și, de asemenea, trebuie să faci mișcare. Oricare dintre cele trei nu le faci, o să suferi de constipație. O mică paranteză, de aproximativ 15 ani, constipația nu mai este considerată simptom, ci este considerată boală. Și doctorii spun, 90% dintre persoanele care au sau vor avea cancer, indiferent de localizare, au fost sau sunt constipate. Dacă cumva vă regăsiți în această situație, apelați la un doctor, preferabil nu obligatoriu nutriționist, care să vă ajute să scăpați de constipație. Repet, constipația cauză majoră de generat cancer, indiferent de localizare, mai ales de intestin gros. Ce mai fac sursele cafeinice? Strâng fierea și producția de lichid biliar. Repet,
cacaoa, respectiv cafeaua, reprezintă un dezastru pentru sănătatea întregului organism. Mergem mai departe. Aparatul reno-urinar. Sursele cafenice reprezintă un diuretic de potență medie. Diuretic înseamnă substanță care generează creșterea lichidului urinar. Scoate apă din corp și astfel se usucă creierul, se usucă și crapă articulațiile, se usucă mușchii, se usucă ochii, se usucă tenul și crește coagularea sângelui. Teobromina din cacao, rudă cu cafeina, există, cum am zis, doar în cacao, este cel mai puternic diuretic cunoscut, dar și cel mai puternic eliminator de calciu și zinc cunoscut. Două elemente de forță anticancer și antialergice, dar și antiboli autoimune. Sursele cafeinice toate amplifică riscul de a face pietre la rinichi. Noi zicem riscul litiazic, dar cu substanțe de acid oxalic și acid uric. Pot face și pietre sau nisip la rinichi. Și cacaua și cafeaua sunt surse importante de acid oxalic. Vreau să vă atrag atenția că 85% din pietrele la rinichi sunt de acid oxalic. Cacaua și cafeaua sunt două dintre cele 13 surse alimentare de acid oxalic. Ar fi bine să le știți și pe celelalte, dar poate cu altă ocazie. E, atenție mare, 85% din pietrele la rinichi sunt generate de acid oxalic. Crește frecvența incontinenței urinare, mai ales la femei, dar și la vârstnici. Cine nu bea suficiente lichide, consumă cafeluță, căcăuță și alte înrudite, va avea o afectare sigură renală. De vreo câțiva ani, poate e bine să vă spun și lucrul acesta, de vreo câțiva ani, într-adevăr, când se fac analizele și se vrea evaluarea funcției renale, se recomandă urea, se recomandă creatinina, unii recomandă ca mine și acidul uric. Dar de vreo 2-3 ani, în România, a apărut o analiză de departe mai bună și mai ieftină decât acestea, care evaluează exact procentul la care funcționează rinichii noștri. Această analiză ar fi bine să o cunoașteți și această analiză ar fi bine să o faceți când doriți sau dacă doriți să vă evaluați în cea mai bună calitate funcția renală. Analiza se numește RFG cu majuscule și un E mic jos, dar nu Republica Federală Germania, ci rata de filtrare glomerulară estimată. Această analiză faceți-o dacă vreți să vă evaluați funcția renală. Mergem mai departe. O persoană care dorește să fie cât mai sănătoasă va trebui să fie cât mai bine hidratată. Creierul nostru funcționează cu peste 90% apă. Ochii funcționează cu peste 95% apă. Toate secrețiile digestive sunt în apă. Celulele noastre conțin un procent mare de apă. Mușchii noștri au apă. Una dintre funcțiile de bază ale apei în corpul nostru este efectul anticoagulant. Deci cine dorește să fie cât mai sănătos, va trebui să fie cât mai bine hidratat. Ei bine, cafeaua, dar și celelalte surse cafeinice, în primul rând cacaua, deshidratează. Vreau să vă întreb, de ce să folosim cremă hidratantă când noi, practic, ne deshidratăm folosind surse cafeinice? Deci, pe de o parte, facem lucru bun, iar pe de alta, din interior spre exterior, noi ne deshidratăm folosind surse cafeinice. Alte efecte nefaste ale surselor cafeinice. Agravează și accentuează simptomele sindromului premenstrual la femei. Reprezintă un factor important de scădere a apărării corpului prin eliminarea de minerale și vitamine. Crește frecvența tuturor reacțiilor alergice, în primul rând cacaua, dar și celelalte surse cafeinice, dar și a bolilor autoimune. Crește frecvența cancerului cu diverse localizări. Astfel, sursele cafeinice dublează riscul de cancer de sân, dublează riscul de cancer de vezică urinară și triplează sau quadruplează riscul de cancer de organe genitale.
Depozitarea necorespunzătoare în stare verde a boabelor de cafea, dar și de cacao, poate determina contaminarea acestora cu un mucegai care ulterior produce aflatoxină. E bine să știți, aflatoxina este cea mai puternică substanță cancerigenă cunoscută. Ce vreau să spun prin asta? Dacă acasă aveți bulion, aprins un pic de mucegai pe deasupra, înlăturați mucegaiul și folosiți bulionul. Nu! Se aruncă cu tot cu borcanul. Pentru că a infiltrat tot conținutul cu această substanță, cea mai puternic cunoscută cancerigenă, aflatoxina. Aveți gem, aveți dulceață, aprins un pic de mucegai, înlăturați mucegaiul, mâncați gemul. Nu! Se aruncă cu totul. Pâinea, aprins un pic de mucegai pe deasupra. Nu! Se aruncă cu totul. Orice lucru mucegăit, arahidele, e bine să știți, cum ați luat punga, cum ați luat folie de protecție de pe ele, se prinde un mucegai instantaneu, se numește aspergillus, și din secunda următoare, pe arahide, începe să fie produsă această aflatoxină. Ei bine, nici arahidele, și din alte motive, nu sunt sănătoase, dar arahidele, sau mai ales pe arahide, se poate cupla acest mucegai de care să aveți foarte mare grijă. Boabele de cafea conțin foarte mult cadmiu, substanță cancerigenă și alergizantă, și de asemenea, cacaua este mama nichelului pe lumea alimentară. Vreau să vă dau o pildă pe care să nu o uitați vreodată, că eu nu o să uit câte zile am de trăit. Eram în urmă cu vreo 4-5 ani și îmi făceam cumpărăturile la Carrefour, Carrefourul nostru din Piatra Neamț. Am găsit atunci la ofertă un suc excepțional pentru sănătatea noastră a tuturor, vi-l și recomand, se numește suc de struguri roșii cu afine. Este produs, nu mă rușinez să spun firma, firma se numește Ana Are Mere din Focșani. O firmă excepțională la care cel puțin eu țin foarte mult. Și găsisem în momentul acela, la o ofertă de preț excepțională, găsisem un raft plin de suc de struguri roșii cu afine la 3 litri. Am dat una, două, 10, eram deja cu vreo 20 de cutii la mine în cărucior, mai erau 5 cutii în raft, când mă ridic după a 21-a, mă trezesc cu o doamnă în fața mea, și că, domnule, oare astea-s bune? La care eu nu pot să nu-i zic, doamnă, astea nu-s bune. Doamnă, cafeaua, alcoolul și țigara, alea sunt bune. Să uită doamna la mine, dar matale atunci de ce le iei? Păi, doamnă, alea astea-s bune pentru mine. Mergi dumneata frumos pe o, până un raion cu cafea, alcool și țigări și întreabă-i pe ăia și nu pe mine dacă astea-s bune. Dus a fost doamna. Cred că pilda a prins foarte bine. O altă expresie care mi-a plăcut și am aflat-o în zilele când pregăteau acest material, sună ceva de genul ăsta. Cică, după ce sâmbăta și duminica ai băgat în tine cafea, alcool, tutun, lunea dimineața te duci la piață și pui întrebarea, firească, roșiile astea stropite? Nu-i așa că? Așa facem. Vreau să vă atrag atenția că cafeina poate traversa cu ușurință și placenta, ceea ce determină un risc de avort spontan, naștere prematură și greutate redusă a viitorului copil. Femeile însărcinate nu ar trebui să mai consume cafeinice dacă doresc să ducă sarcina la bun sfârșit și să aibă copii sănătoși. La gravide, timpul de înjumătățire al cafeinei crește de la 5-7 ore, chiar la 9-11 ore, și asta reprezintă un risc crescut atât pentru mamă cât și pentru făt, și de asemenea trebuie să știți că s-a demonstrat că un consum de cafea în sarcină determină un risc major de apariție a leucemiei la viitorul copil în, sau pe parcursul copilăriei acestuia. Cafeina interferează cu medicamentele antidepresive, adică crește periculos efectul acestora, dar și cu medicația antiulceroasă, la care scade efectul, medicația antihipertensivă, la care scade efectul, și medicația antiaritmică, la care de asemenea îi scade efectul.
crește cu până la 40% absorpția și efectul tuturor medicamentelor din clasa aspirinei, noi zicem antiinflamatoare non-steroidiene, aspirin, algocalmin, antinevralgic, paracetamol, diclofenac, indometacin, aici ne culcăm că-s vreo 60 de membri, mergem mai departe, scade efectul antidiabeticilor. Tot cafeinicele scad absorpția fierului și cresc riscul de a dezvolta anemie feriprivă. Cresc toți markerii de inflamație în corp. VSH, proteină C-reactivă, fibrinogen, mai sunt și alții, cu toate efectele care decurg de aici. Asta înseamnă afectare articulară, afectare vasculară, risc de diabet zahărat, risc de cancer și formare de cheaguri. Te poate scoate cafeina mai repede dintr-o mahmureală, după un chef sau o beție. Ăsta chiar ar fi un lucru bun. Însă sunt anumite substanțe naturale, de genul coenzima Q10, vitamina B1 sau silimarina, care scot și mai repede dintr-o mahmureală. Dar de ce să te scoată cineva dintr-o mahmureală? Ideea e să nu te bagi tu într-o mahmureală. Părerea mea personală. Trebuie să vă mai dau o pildă foarte frumoasă pentru relaxare. Țin minte că în urmă cu 3 ani a venit la mine la cabinet o doamnă de 64 de ani. Nu o să o uit până mor. Frumoasă să nebunesc. Cea mai frumoasă doamnă de 64 de ani pe care am văzut-o vreodată. Garantez că la vârsta de 20 de ani, doamna a făcut ravage prin bărbați. Doamna însă avea probleme serioase cu osteoporoza. Și am început să-i spun, factor major de generat osteoporoza, cacao. Al doilea mare eliminator de calciu cunoscut, cafeaua. La care doamna, foarte calmă, senină și cu zâmbetul pe față, domn doctor, pe mine nu mă convinge nimeni să renunț la cafea. Eu în gândul meu am făcut un zâmbet și mai frumos și am zis, se rezolvă. Și am început să-i spun, doamnă scumpă, pentru faptul că, matare, consum cafea, o să pierzi calciu. Loveam în zid. Ce înseamnă că o să pierzi calciu? Înseamnă că o să ai afectare musculară, o să ai afectare cardiacă. O să pierzi calciu din oase, faci osteoporoză. O să pierzi calciu din dinți, știrbești. Nimic. O să pierzi calciu din creier, o să faci depresie. O să riști să faci cancer. Nimic. Când am văzut cum stau lucrurile, hai să o lovesc eu pe doamna, unde o doare cel mai tare? Doamnă scumpă, știi care mai este unul dintre efectele majore ale calciului în corpul nostru? Hai să spun eu. Calciul reprezintă și metalul care solidarizează celulele pielii. Dacă nu mai este calciu în celulele pielii sau între celulele pielii, pielea se desolidarizează. Ce înseamnă asta? O să faci riduri și o să te urățești. Când i-am spus asta, ci că, domn doctor, din momentul ăsta am renunțat la cafea. Nu de mâine, de acum. E bine, uneori ca doctor, să știi și cum iei, să iei pacienții și dacă ceva îi doare foarte tare, ținând la anumite obiceiuri care nu sunt sănătoase, e bine să pedalezi exact pe acele lucruri. Revenim. Țin minte că întotdeauna poporul român, din care și eu fac parte, caută oricând, oricât și în orice circumstanță, fente sau căi ocolitoare sau eschive. De gen, domn doctor, pot să beau atunci, ghilimele, cafea de cicoare sau cafea de cereale, dacă matare spui că acea cafea, nu-i regulă? Iar eu le spun, nu, pentru că și acestea sunt prăjite. Păi, domn doctor, dar măcar pentru gust, educă-ți sau reeducă-ți gustul. Ce am zis? Gustul amar este un gust de avertizare, atenție, o travă, fugi de ea. De ce am băga așa ceva noi? De ce am ține cu dinții la un obicei prost și ruinător pentru sănătate? Cola fără zahăr este și mai periculoasă decât cafeaua, căci aceasta conține îndulcitori artificiali care absolut toți sunt cancerigeni. Vreau să vă spun că este de preferat să mâncăm zahăr decât îndulcitori artificiali, adică zaharină, ciclamat, aspartam, acesulfan. Absolut toți, dar mai ales zaharina, sunt cancerigeni. Câteva cuvinte despre cafeaua decofeinizată.
A început să fie produsă începând cu anul 1961. Prima firmă care a obținut patent pentru așa ceva s-a numit Nescafe. Presupune scoaterea a 95, unii zic 97% din cafeină, complet nu se poate elimina, iar o ceașcă de cafea decofeinizată va avea cam 2-4 miligrame de cafeină. Cât am zis, obișnuit este cam 100. Scoaterea cafeinei se face cu apă caldă, bioxid de carbon, clorură de metil, clorură de metilen și acetat de metil. În trecut s-a făcut scoaterea cafeinei cu benzen. Numai s-a constatat că benzenul este puternic cancerigen și astfel unele țări sau majoritatea țărilor au renunțat la folosirea benzenului. În momentul acesta sunt discuții foarte serioase referitoare la clorura de metil, respectiv clorura de metilen, folosite la decofeinizare, pentru că aceste două substanțe se mențin încă în cafeaua decofeinizată și aceste substanțe sunt alergizante, sunt cancerigene, dar mai presus de toate pot să genereze leziuni la nivelul sistemului nervos central, ele, cum am spus, neputând fi total înlăturate din cafeaua decofeinizată. Însă, cafeaua decofeinizată este și ea prăjită. Și când am zis că este prăjită, tot ce se prăjește este cancerigen, mai departe ați mutat. Cum am spus, cafeaua conține cafeină, cu toate efectele sale menționate anterior. Însă, cacaua conține și cafeină, și teobromină, și teofilină. Deci cacaua este și mai periculoasă decât cafeaua. Vreau să vă întreb, cum spunem corect? O cacaoa, două ca să vă salvez, nu există plural în limba română al cuvântului cacao. Și v-am salvat. Care este pluralul de la ciocolată? Foarte frecvent întâlnim pluralul ciocolăți. Fix la fel cum pluralul de la castraveți, de la castravete, este castraveți, cu ț final. Dacă vă interesează un astfel de plural, care bineînțeles că nu este corect în limba română, vă indic să mergeți în Piața Mare din Piatra Neamț și o să găsiți măcar un comerciant de castraveți, cu ț final și nu cu i final, care vinde această legumă foarte sănătoasă. Am întâlnit de asemenea un plural dezastruos în armată, pluralul de la manta era mantăi. Nu știți ce e manta. Ei, vă spun la sfârșit. Mergem mai departe. Cum se face cacaoa? Boabele de cacaoa, nu știu dacă știți, au cam așa dimensiunea. Boabele de cacaoa, cei mai mari producători de cacaoa din lume, în primul rând, este Coasa de Fildeș, țară africană, 40% din producția mondială de cacaoa este generată de Coasa de Fildeș. Dar și Brazilia și țările din zona ecuatorială, țări cu, cer scuze, igienă mai redusă, produc cacaoa. E, cacaoa este recoltată, este întinsă pe pământ foarte frecvent sau pe anumite prelate și se lasă la soare la fermentat. Pe acolo trec și diverse gângănii, pe acolo trec și șoricei, pe acolo trec și diverse alte... Așa? Mai lasă și anumiți perișori, mai lasă și anumite, cer scuze, dar lasă fecale, este adunată după o anumită perioadă și trimisă în țările din vestul Europei, care purifică, dar totuși normele încă admit existența de perișori, fecale, etc., la o anumită cantitate de cacao. E, așa se face cacao. Știați că administrarea de ciocolată la câini este extrem de riscantă, putând duce la fibrilație ventriculară și deces rapid? E, dacă aveți câini, grijă mare, nu le dați ciocolată, că s-ar putea să o faceți pentru prima și ultima oară. Vreau să vă atrag atenția foarte serios la gustul mascat. Și vreau să vă spun că, și să vă recomand, să nu mascați niciodată un gust al unui aliment sau al unei substanțe. Câteva exemple. Cafeaua e amară. Iar dacă e amară, gustul său îl mascăm cu zahăr, miere și frișcă. Ce am zis? Cafeaua este o travă.
Nu încercați să-i mascați gustul înșelându-vă singuri. 2. Cacaua e amară, iar gustul său îl mascăm cu ulei de floarea soarelui, cu zahăr, cu lactate și astfel obține ciocolata. Iar nu-i mai mascați gustul. 3. Fructul de cătină e acru de dărâmă. Noi punem niște miere, punem niște zahăr și facem sirop de cătină. Ei, iar nu mai faceți mascare, pentru că cătina este un aliment foarte acidifiant al corpului și pierde masiv calciu și alte elemente chimice. Vreți să consumați ceva extrem de sănătos din cătină, acel ceva se numește uleiul de cătină, care în procesul de producție, componenta acidă se aruncă, iar componenta bazică este folosită. Alt exemplu. În industria alimentară se mai mastează gustul cărnii alterate folosind carbonatul acid de sodiu. Și un ultim exemplu, lămâia, practic cel mai acid aliment cunoscut, este mascat gustul prin diluare cu apă și pus zahăr sau miere și facem limonadă. Ei, ea nu-i mai mascați gustul. E bine să știți, a doua cea mai mare minciună medicală cunoscută, cu un impact îngrozitor în populație, se numește lămâia când intră în corpul nostru devine alcalină. Minciună ordinară. Lămâia face supraacid în corpul nostru. Cine dorește, oricând îi stau la dispoziție pentru a-i da exemplu chimic, în profunzime, cum lămâia face supraacid în corpul nostru. Dacă există cineva care susține că lămâia când intră în corpul nostru devine alcalină, vreau să mă contacteze în cel mai scurt timp și să-mi demonstreze chimic lucrul acesta. Și am mai făcut această provocare în foarte multe săli și până acum, în niște zeci de ani, nimeni nu mi-a demonstrat lucrul acesta. Dar această concepție este extrem de răspândită și cu niște daune teribile pentru corpul nostru, lămâia când intră în corpul nostru devine alcalină. Repet, minciună ordinară. Face supraacid. Atenție la acest aspect. Repet, nu mascați gustul stas al unui aliment. Cacaua are toate efectele cafeinice, mai sus menționatele, unele mai puternice, altele mai slabe, însă în plus mai are vreo câteva efecte particulare. Există dovezi arheologice potrivit cărora consumul de cacao la populațiile astece, olmece, incașe avea loc cam cu 11 secole înainte de era noastră. Populații care o numeau băutura zeilor. În stare pură, cacaoa induce aciditate în corp, stimulează secreția gastrică acidă atât prin bazele xantice conținute, nu numai prin cafeină, dar și prin histamină, e bine să știți, histamina este alergizantă și cancerigenă, și prin gustul amar pe care îl are. Cacaua conține acizi organici în stare pură în ea. Cacaua are un nivel antioxidant foarte mare, 80.000, aproape 81.000, pe cine interesează, 80.933 unități orac, per 100 de grame produs. Însă acest nivel, repet, aproape 81.000 unități, scade la aproximativ o treime, nu cu o treime, scade la o treime în urma prelucrării sale prin prăjire și fermentare. Reciproc, carobul sau pudra de roșcove are un nivel antioxidant și mai mare, de 91.500 unități orac, produs care, la care nu îi scade nivelul antioxidant prin prelucrare. Cacaua, trebuie să știți, stimulează bacteriile nesănătoase din intestinul gros. Eu, de 30 de ani de când sunt doctor, nu am prescris cuiva probiotice, nu am luat vreodată probiotice și nu voi lua vreodată probiotice. De ce? Dacă doriți, o să vă spun cu altă ocazie. Dar întotdeauna le-am recomandat pacienților mei, dacă vreți să aveți microbi de cea mai proastă calitate în intestinul gros, vă recomand cât mai multă cacao. Vreți să aveți microbi de cea mai bună calitate în intestinul gros, vă recomand pudră de roșcove. E bine să știți, pudra de roșcove, sinonime carob, ceratonia, caruba, sunt patru cuvinte care desemnează același lucru, deci pudra de roșcove sau carobu,
este și un factor excepțional antidiareic și mai ales la copii. Revenim la cacao. Teobromina din cacao este dovedit că este cancerigen. Cacao conține purine în cantitate importantă cu risc de gută și pietre la rinichi. Conține, cum am spus, acid oxalic, dar și acid malic, tartric, acetic, acidul acetic sau oțetul, e bine să știți, este al doilea, cel mai puternic acid organic cunoscut, motiv pentru care îi se introduc, tot pentru mascare, cantități semnificative de carbonat de potasiu ca și corector de aciditate. Cacao este hiperalergizantă, fiind unul dintre inductorii redutabili de histamină. Conține cantități semnificative de nichel, element din nou alergizant și cancerigen. Persoanele alergice, dar mai ales astmatice sau cei cu boli autoimune, ar fi bine să se abțină de la consumul de cacao și derivate. Cacao dă dependență prin gustul său dres cu îndulcitori și mai ales prin conținutul de serotonină, dopamină, anandamină și feniletilamină. Atenție mare la această substanță care se numește feniletilamină, FEA. Această substanță, trebuie să știți, efectiv droghează creierul doamnelor. Se întâmplă la casa omului, doamna a avut o zi proastă. Se întâmplă. Ia o bucată de ciocolată, s-a liniștit doamna. Fix la fel cum creierul bărbaților este drogat efectiv prin competiție și adrenalină, creierul doamnelor este drogat efectiv prin cacao. Sunt persoane care vor să, cer scuze de termenul foarte elegant de la ora asta, dar n-am altul mai bun, vor să agațe o doamnă sau o domnișoară. La ce recurg? 1. Recurg la ciocolată sau la boabe de ciocolată, pardon, bomboane de ciocolată, pentru a întuneca rațiunea doamnei domnișoarei. Și 2. La mână recurg la șampanie. De ce? Șampania, practic, crește nivelul de testosteron în corpul doamnei sau domnișoarei. Eu n-am spus că lucrurile acestea sunt bune, n-am spus că lucrurile astea sunt de dorit, dar am spus că lucrurile acestea se practică. Deci atenție foarte mare, doamnelor, domnișoarelor, când un domn respectabil vine la dumneavoastră cu ciocolată, mai vine și cu un pic de șampanie, grijă mare că urmează preluduri unei aventuri, exact așa cum spune reclama televizată. Tot cacao. Conține tiramină și triptamină, două substanțe foarte periculoase pentru corpul și mai ales creierul nostru. Pentru a obține ciocolata bună și cremoasă, îi se adaugă cantități foarte mari de ulei de floarea soarelui și asta crește foarte mult nivelul caloric și efectul pro-inflamator. Tot cacao poate genera acne rebelă, fenomen agravat prin adăugarea de lactate, zahăr, dar și prin teobromina conținută. O mică paranteză. O anumită persoană, mai ales de sex feminin, ca să facă acnee, trebuie să întrunească minim 2 și practic oricare 2 din următoarele 5. 1. Cacao plus minus zahăr plus minus lactate plus minus grăsimi saturate, mai pe românește, grăsimi solide la temperatura camerei și plus minus exces de estrogen nativ sau stimulat al corpului. Ei, uite că ciocolata le are deja pe primele 4. Cacao, zahăr, lactate, grăsimi saturate. Deci orice persoană care suferă de acnee, mai pe românește coșuri, după vârsta de 18 ani, acnee este mult mai frecventă la doamne, domnișoare, comparativ cu bărbații, până în 18 ani este pe dos, la bărbați este mai frecventă, cu altă ocazie o să vă spun și de ce. Așa? E, această persoană, în primul rând, va trebui să renunțe la consumul de ciocolată. Am zis, în loc de cacao, vă recomand din tot sufletul o substanță de 4 ori mai ieftină care se numește pudra de roșcove sau carob. Pe cine interesează, cel mai bun producător, mă refer la calitate, dar și la un preț excepțional, este firma Sanovita din Râmnicu Vâlcea. Vă recomand, tot pentru un preț foarte bun, comandați la pungi de 1 kg. Există și la pungulițe de 250, la pungulițe de 100, dar nu o să mâncați pungulița, o să mâncați conținutul.
Hai să mai spun una. Eu în armată am vrut, spus pe direct, am vrut să chiulesc. Și cum să chiulești în armată, taman în unitate de infanterie, am început să spun că mă doare, că mă ține, că parcă mi se pare, nu demonstrează-i cuiva că nu-l ține, nu-l doare, m-au luat frumos pachet și m-au dus la Spitalul Militar Timișoara și au început să mă caute. Și m-au căutat de sus până jos. Printre alte căutări, mi-au făcut și o radiografie de coloană vertebrală. Poate știți, coloana vertebrală pe radiografie trebuie să fie cât mai albă. Ei bine, coloana mea vertebrală era gri spre negru. Când vede radiografia șeful de secție, domnul doctor, nu-i dau numele, și acum îl țin minte cum se numea, îmi zice, mărginene, ai coloană vertebrală de babă. 18 ani. I-a zis, mulți ani frumos, domn doctor, dar ce trebuie să fac? Ci că trebuie să ai mare grijă. Și-o adică, ci că las că vezi tu. Am luat-o ca pe o amenințare. Acum, la mintea mea de doctor, după 30 de ani de practică medicală, i-aș spune domnului doctor, domnul doctor, ia citește un picuț și vezi, matale, cam care sunt mari eliminatori de calciu și în momentul în care ai un pacient, cum ai avut pe mine, la vârsta de 18 ani, cu coloana vertebrală gri spre negru, în momentul ăla, spune-i, matale, și care sunt cauzele de pierdut calciu din oase. Nu v-am spus lucrul ăsta, vă spun acum, toată copilăria mea, inclusiv până pe la 18, chiar 19 ani, dimineață de dimineață de dimineață, eu consumam o ceașcă sănătoasă de cacao cu lapte. La dumneavoastră, în Moldova, se folosește borșul de putină. Un lucru care nu este sănătos, dar se folosește. La noi, în Banat, se folosește sarea de lămâie. Ei, uite că sarea de lămâie este mult mai supărată decât borșul de putină. Iar în Banat, poate știți, la un bănățan trebuie să-i dai două lucruri. Unu, zamă, supă, și doi, pâine, pită. Și pita de Banat este așa, nu pită pe care filmez. E, zamă, eu puneam aproape cu lingurița sare de lămâie, până făceam de acră ce era. E, acru respectiv și cacaua consumată zi de zi de zi, dar și lactatele, mi-au determinat o pierdere crâncenă de calciu din oase. În momentul ăsta, hai să nu zic, coloana mea este de nota 10, dar de 9 tot este, mi-am recalcifiat coloana vertebrală. Deci procesul de decalcifiere este și acesta un proces reversibil. Câteva cuvinte despre băuturile energizante. Băuturile energizante, mi s-a părut foarte interesant acest aspect, au anumite denumiri parcă predestinate sau alese special cu tentă spirituală. Tentă de avertizare, iad, dar în limba engleză. Ardere, în limba engleză. Eu fiind român, în România vorbesc limba română și nu vorbesc rongleza sau alte limbi derivate. Deci eu folosesc limba română. Băuturile energizante conțin cafeină în cantități mari, dar atenție mare, conțin și guarana, cantități mari de zahăr și taurină, uneori îndulcitori artificiali. Generează insomnii, tahicardie, palpitații, hipertensiune, nervozitate, agitație, anxietate, turburări gastrointestinale și, nu în ultimul rând, o dependență pronunțată, chiar mai pronunțată decât cafeaua. Pe data de 22-a, țin minte până mor, 22-a 2024, s-a interzis consumul băuturilor energizante la minori. Ce înseamnă asta? Băuturile energizante la minori nu sunt un lucru sănătos. Vreau să vă spun însă că majorii pot consuma. De ce? Nu sunt periculoase. Oare așa să fie? Sau este exact pe dos? Hai să vă spun câteva alternative la cafeină. Există suplimente alimentare 100% naturale care pot efectiv scula din morți dimineața o persoană dependentă de cafeinice, dar care sunt 100% sănătoase și lipsite de efecte periculoase ale cafeinicilor. Prima care îmi vine în minte și vă menționez este coenzima Q10. Eu, Călin Mărginean, folosesc coenzima Q10 de 20 de ani continuu, zi de zi de zi dimineața.
Un alt component care este foarte bun pentru trezit, energizant, excepțional, se numește vitamina B1. Vitamina B1 se numește vitamina performanței intelectuale și vitamina performanței fizice și cardiace. Altul. PQQ. Pirolochinidin quinona. O produce chiar o firmă din Piatra Neamț de suplimente alimentare. Extractele de ginkgo biloba, spirulina, eventual un medicament care se numește vincamina. În cazul vincaminei ar fi bine doar la indicație medicală. E bine să știți că există și pastile de slăbit cu ceai verde. Există pastile de slăbit cu guarana. Sunt practic praf în ochi. De ce? O persoană care scade în greutate va vedea acest efect al scăderii în greutate prin scăderea la cântar. Dar aceste substanțe, ceaiul verde, respectiv guarana, deshidratează și persoana în cauză nu scade grăsime, ci scade apă și minerale și scade în greutate. Dar scăzând în greutate cu ceai verde, guarana sau astfel de substanțe, există risc major de a face cheaguri. Există în ultimii ani apărute anumite șampoane cu cafeină și cică sunt împotriva căderii părului. Vorba românului, s-o creadă mutu. De ce? Cafeina are taman efect de vazoconstricție în toate teritoriile vasculare, drept pentru care are efect de vazoconstricție și la nivelul scalpului. Drept pentru care eu, sincer, mă îndoiesc că acele șampoane cu cafeină determină oprirea sau stoparea căderii părului, ba chiar cred că încurajează căderea părului. Hai să vedem câteva soluții punctuale pentru a fi eliberați de dependența de cafeinice. 1. Dorința și cooperarea persoanei în cauză. Fără asta, sincer, nu se poate face absolut nimic. Dacă o persoană ține cu dinții la cafeinice, la gust sau la alte ghilimele argumente, emoționale sau pe palierul social, nu se poate face efectiv nimic. Noi, doctorii, practic ne bucurăm când o persoană nu dorește să renunțe la alcool, la cafea, la fumat, la droguri, pentru că astfel noi în continuare vom avea obiectul muncii. Cum ar fi o lume în care toți ar fi ca mine? Nu consumă alcool, cafea, țigări, droguri. La noi, doctorii și la farmaciști, v-ați gândit? 2. Folosirea alternativelor sănătoase. Cum am spus, coenzimă Q10, spirulină, vitamină B1, extracte de ginkgo biloba. 3. Evitarea măcar o perioadă a anturajului care consumă cafeinice, măcar o perioadă de 3 luni cu orice risc. 4. Stimularea eliminării toxicului din corp prin creșterea eliminării acestuia, creșterea metabolizării acestuia de către ficat, stimularea resintezei de molecule de plăcere în creier și restabilirea echilibrului dintre mediatorii excitatori și inhibitori în creier. 5. Suport moral din partea familiei, prietenilor, neconsumatori de cafeinice. 6. Evitarea tuturor excitantelor și iritantelor și a factorilor care cresc dorința după cafeinice. Și un program zilnic care să nu genereze obiciuire a organismului. Și nu în ultimul rând, refacerea capitalului de calciu al corpului. La final de tot, vreau să vă rețin atenția cu câteva aspecte referitoare la o altă substanță, deși nu este înrudită din aceeași clasă farmacologică, are aproape exact aceleași efecte cu cafeina. Substanța respectivă se numește cocaina. Această cocaină are toate efectele cafeinei, dar semnificativ mai intense, mai brutale și de mai scurtă durată. Ceea ce m-a făcut să ia loc și ei puțin timp în această prezentare. Cocaina este un drog energizant care dă o dependență psihică severă. Este drogul cu cea mai puternică afectare comportamentală. La doze farmacologice poate funcționa ca anestezic local. Circa 10% dintre persoanele care încep să o consume în mod recreațional ajung la abuz și inhalată sau fumată are efect aproape imediat,
are un efect de vârf care durează 15, maxim 30 de minute, după care efectul îi scade foarte repede, timpul de înjumătățire fiind de maxim o oră. În timpul perioadei de consum apare o rapidă și puternică creștere a dozelor, de regulă se pleacă cu doze de 0,1 grame și se poate ajunge la doze chiar de 15 grame la zi, uneori, în cazuri severe, se poate ajunge chiar la 30 de grame pe zi. Se trage pe nas, se fumează, mai rar se face injectabil. Crește rapid nu numai frecvența administrării, dar și cantitatea administrată de fiecare dată. Cocainismul, adică dependența de cocaină, reprezintă o dependență psihică puternică și o tendință puternică de a crește doza în lipsa dependenței fizice sau o toleranței față de substanță. Fenomenele de sevraj la cafeină sunt teribile psihic și apar în abstinență care este extrem de gravă, încât poate duce chiar la fenomene de suicid, adică sinucidere. Efectele cocainei pot fi remarcate imediat după consum și dispar de regulă cam la 20-30, mai rar la 60 de minute după folosire. Dozele mici de cocaină, de 100 de miligrame, vor determina un sentiment de fericire, energie, consumatorul devine vorbăreț, foarte ager la minte și este temporar hipersensibil la sunete și stimuli vizuale. Cocaina inhibă pofta de mâncare și scade nevoia de somn dependent de doză. Cineva spunea odată și mi-a plăcut foarte mult această expresie și vreau să o inserez aici, exact ca la și consumul de alcool, efectele cocainei le putem rezuma în trei mari. 1. Faza marilor discuții, 2. Faza leului și 3. Faza porcului. Deci, din start, mari discuții, leului, cine sunt, ce puternic, ce forță, după care am căzut. E fix aceste efecte, le întâlnim și după consumul de alcool. Blochează recaptarea neurotransmițătorilor din creier, administrarea de cocaină în prezența uzului de alcool la chefuri determină metabolizarea cocainei să se facă la o substanță numită cocaetilenă, compus cu durată și mai lungă de acțiune, însă cu risc major de deces. Administrarea repetată de cocaină generează dependență destul de rapid instalată, necesitatea de a crește tot mai mult dozele, pentru ca apoi efectele adverse să devină tot mai periculoase, chiar cu risc de deces. Efecte particulare ale cocainei. Ulcerația și perforația septului nazal. Hipertermie, asta înseamnă creșterea temperaturii corpului, șoc, convulsii, psihoză, asemănătoare cu schizofrenia paranoidă. Simptomele de sevraj încep la câteva ore de la întreruperea consumului și durează câteva zile. Acestea includ oboseală, tulburări de somn, dureri musculare, coșmaruri, depresie, dureri de cap, dorință intensă de a retrăi efectele date de drog, uneori și tremurături. În recuperarea persoanelor dependente de cocaină, adesea se administrează doze semnificativ crescute de cafeină, între 150 și 300 de miligrame la zi, care are efecte similare, dar pe durată prelungită. E bine să știți, cafeaua conține în boabele sale și cantități mici de cocaină, din care anumiți chimiști o pot extrage. Am ajuns la final. Ce vreau să vă spun ca să avem în vedere pentru zile, ani, lunile următoare. Nu am dorit să vă transmit o temă de informare, ci una de transformare a obiceiurilor și a vieții dumneavoastră. Am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că, în primul rând, cacaua, dar și cafeaua, nu sunt sănătoase. Recomandarea mea este evitați-le. Sau, cu totul excepțional, consumați-le cu cât mai rar, cu atât mai bine. Cu cât mai multe surse cafeinice, cu atât mai multe daune vor apărea în corpul nostru pentru sănătate. Din păcate, interesele financiare pro-consum de cacao, cafea, cocaină sunt teribile, ele fiind mult peste interesele în ceea ce privește sănătatea populației. Trebuie să înțelegem
că sub 18 ani este interzis fumatul, este interzisă folosirea băuturilor energizante și este interzis consumul de alcool. Deci la 18 ani fără o zi, acestea sunt periculoase. Cred că sunt necesare studii teribile care să ne arate de ce la 18 ani și o zi, deci doar două zile mai târziu, acestea sunt permise. Pentru că momentan nu se cunoaște cauza, pentru că la 18 ani fără o zi ele sunt periculoase, iar la 18 ani și o zi ele sunt permise. Aș încheia cu o pildă care ar fi bine să o avem în vedere cu toții. Pilda aceasta chiar mi-a sugerat-o un gând. Pilda am citit-o în urmă cu vreo 10 ani și mi s-a părut extrem de revelatoare și aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Am citit în urmă cu vreo 10 ani, într-un ziar, referitor la un suedez, dacă mi-aduc aminte bine, care avea mari, mari, mari probleme financiare. Nu reușea să, de la o lună la alta, să rămână cu bani, ba chiar era în datorii, nu juca jocuri de noroc, dar avea mari, mari probleme financiare. Intrase și în datorii, nu mai știa ce să facă cu soția, chiar își luase și încă un serviciu, eu detest cuvântul job, pentru că suntem în România. Își luase încă un serviciu și totuși avea mari probleme financiare. Iar într-o anumită seară, stătea împreună cu soția sa, cu țigara prinsă, cu cafeaua în față și face o propunere soției sale. Draga mea, cum ar fi dacă, de mâine, noi am opri fumatul, am opri consumul de cafea și am opri consumul de alcool? Hai să facem o probă o lună. O lună nu muri. După o lună vedem și noi și tragem concluzii. Soția a fost de acord și după o lună au avut o concluzie șoc, au rămas fiecare, în privința asta nu vă pot spune exact care a fost dimensiunea consumului lor, dar ei afirmau că au rămas de persoană cu 1000 de euro echivalent la nivel de acum 10 ani, în plus la bugetul familiei. După o lună au mai făcut o probă de încă o lună și încă o lună și-au persistat acest obicei și-au dat toate datoriile, au ajuns să fie pe plus, au mai renunțat la un serviciu și-au avut timp de familie și-au avut timp de absolut orice. De final de tot, aș vrea să citesc un pasaj din Biblie. Pasajul se ține minte foarte ușor. Pasajul este în Isaia 55:2. Aș vrea să citesc taman pasajul central. Ce spune pasajul central? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Aceasta este concluzia acestei prezentări din această seară. De ce să ne dăm câștigul nostru pentru ceva care ne face rău? Dragii mei, sunt persoane care dau bani și dau bani serioși să-și facă bine. Există persoane care însă dau bani la fel de serioși să-și facă rău. Va veni și ziua scadenței, și pentru unii și pentru alții. Deci atenție foarte mare, nu vă dați banii pe ceva ce vă face rău. Capac la toate, aduce un atentat grav la bugetul familiei dumneavoastră. Capac la toate, vă ruinează sănătatea. Aceasta a fost prezentarea din această seară. Vă doresc tot binele de lume, vă doresc numai bine și sănătate și luați aminte cât se poate de serios la sursele cafeinice. O seară cât mai plăcută vă doresc!